Foarte mulți turiști aleg să-și petreacă concediile pe insulele grecești, atrași de peisajele idilice și de prețurile accesibile. Pe rețelele sociale s-au făcut grupuri unde turiștii români din Grecia comunică între ei, schimbă impresii și se pun în gardă cu anumite situații mai puțin plăcute. Conform știri fresh24.ro, un obicei obișnuit al turiștilor români este să ia cu ei pe plajă pachetele de acasă, fie că este vorba despre o gustare sau ceva de băut. Un turist român a fost umilit pe o plajă din Grecia după ce administratorul l-a văzut cu o sticlă de vin, pe care o adusese de la cazare probabil. Ideea era să facă consumație de la barul de pe plajă. Administratorul, pe nume George, s-a năpustit asupra bărbatului, l-a apostrofat și a vărsat vinul din sticlă. Întreaga scenă a fost observată de ceilalți turiști, uluiți de ceea ce se întâmplă. Unul dintre ei a povestit pe un grup dedicat turiștilor români din Tasos. Încă din prima zi am fost martorii unei scene neplăcute care nu ne-a picat bine. Într-o familie, soțul îndrăznise să aducă pe plajă o sticlă de vin și ce să vezi, George s-a aruncat asupra lui ca un uliu, l-a apostrofat și a vărsat sticla cu vin. Noi am cam rămas uluiți, dar vigilența lui George nu ne-a fost de folos în ultima zi, când înainte de plecare am găsit una dintre mașini zgâriată destul de rău în parcarea sa, a povestit un român pe forumul Tasos. Aceeași persoana a spus că proprietarul George se comportă ca Sherlock Holmes, urmărea de aproape tot ce se întâmpla pe plajă sau în restaurantul său. Încă de la început, oamenilor li se spusese că au cazare și plajă inclusă, însă proprietarul avea pretenția ca turiștii să comande orice aveau nevoie numai de la barul său. Ce ni s-a părut nepotrivit? Faptul că proprietarul George era un fel de Sherlock Holmes, adică de dimineața și până noaptea, îi simțeai răsuflarea în ceafă. Observa ce consumai pe plajă, cât ai comandat la barul său, ce ai mâncat la restaurant, ce duci sau nu aduci de la mașină. Oriunde te întorceai, dădeai nas în nas cu George. La un moment dat, ni s-a părut frustrant. Când am rezervat, ni s-a spus că este inclusă și plaja. George însă avea pretenția să comanzi totul de la barul său, a mai spus turistul român. Cu toate că le-a displăcut total comportamentul celui care manageria hotelul, restaurantul și plaja unde au fost cazați, românii au spus că aceste întâmplări nu i-au împiedicat să se bucure de frumusețea insulei, relatează știri fresh24.ro.